Elevi din tot județul, de la clasele 1-4, dar și de la cele pregătitoare, s-au putut înscrie în concursul de pictură Dacia Simbol Național. Evenimentul se va desfășura la școala gimnazială Liviu Rebreanu din Mioveni pe data de 14 noiembrie de la ora 13 pentru elevii de clasele a 3-a și a 4-a, iar lucrările elevilor de la cele pregătitoare a 1-a și a 2-a au putut fi trimise prin poștă către organizator, adică la școala gimnazială Liviu Rebreanu din Mioveni. Participanții trebuie să picteze unul dintre modelele din gama Dacia, urmând ca lucrările să fie ulterior expuse într-un vernisaj la primăria Mioveni pe data de 18 noiembrie de la ora 13. Tot atunci vor fi premiate și cele mai bune lucrări, iar câștigătorii vor primi machete Duster lucrate în lemn, precum și ocazia de a face un tur al uzinei de automobile Dacia. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Mioveni, școlile gimnaziale George Topârceanu și Liviu Rebreanu din Mioveni, în parteneriat cu SECE Automobile Dacia.